Bună ziua și bun găsit, vă spun și de această dată, vă invit să rămâneți alături de noi. Timp de o oră discutăm despre problemele cadrelor didactice, despre problemele din învățământ, alături de domnul profesor Constantin Lungulescu, președinte SIP Spiru Haret Dolj. Bună ziua, domn profesor, vă mulțumesc că ne sunteți alături. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor. Ne întâlnim din nou, discutăm despre o temă despre care cred că am discutat de cel puțin, nici nu mai știu, dar cred că sunt peste 7, 8, 9, 10 ediții în care am tot discutat, atât cu dumneavoastră, cât și cu alții lideri de sindicat, despre legea salarizării. Iată că astăzi avem un nou ministru, avem alte idei legate de legea salarizării unitare în sectorul bugetar. Cum vedeți lucrurile la acest moment? Da, aveți perfectă dreptate. Tot discutăm de chestiunea asta din 2010. Este o necesitate legea salarizării unitare, adică trebuie să punem, să așezăm toate segmentele din bugetar, astfel încât să nu fie oameni nedreptățiți pe aceeași calificare, să fie plătiți diferit. Deci trebuie să ținem cont de nivelul studiilor, de importanța muncii pe care o prestează fiecare persoană și, în consecință, salarizarea să fie făcută corect. Ce pot eu să vă spun este că în 2010 s-a lucrat foarte bine, s-au stabilit niște coeficienți de ierarhizare, numai că raportul acela a fost mai mare, 1 la 15, acum se vrea un raport 1 la 12 și legea nu s-a aplicat datorită faptului, pentru că anvelopa salarială trebuia să fie mult mai consistentă decât decizia politică pe care o avem noi la ora actuală, și anume partea din PIB care merge către bugetar să nu depășească 7% din PIB. Aici ne situăm noi. Deci dacă nu există o decizie politică în sensul acesta, ne lamentăm degeaba, pentru că salariile au scăpat de sub control, unii au apucat cu niște salarii foarte mari, iar alții sunt la periferie cu salarii mici și drama mare este că, de fapt, nu este o dramă, este un lucru bun că salariul minim a crescut. Dacă vă amintiți, în 2010 era vorba de vreo 600 de lei salariu minim, acum am ajuns la 1050 de lei, iar de la 1 mai va fi 1250, iar salariile acelea pe care le aveau bugetarii deja se apropiaseră de acest salariu minim, au trebuit să le mai corecteze puțin. Deci lucrurile sunt încurcate pentru faptul că nu există decizie politică de a reașeza și a le da o consistență salariilor din bugetar. Pentru că eu, ca decident politic, și aici pot să mă refer la doamna Angel, care acum monitorizează după Ciobani Banca Națională a României și putea doamna să... Doamna Angel, colega dumneavoastră din colega învățământ. Colega noastră, exact. Domnia sa a venit, mă rog, în Parlament ca reprezentanta celor din învățământ, dar ea nu face nimic pentru ei și ea ar putea să confirme faptul că salariile noastre sunt foarte mici și atunci un decident politic cred că nu realizează că niște oameni în care media salariilor în învățământ este 1500-1600 de lei nu au cum să trăiască cu acești bani, trebuie să mai facă altceva. Iar dacă fac altceva, de multe ori nu este bine să facă altceva, că este interzis, este o formă de corupție dacă faci meditație cu copiii de la clasă. Dacă faci altceva, să lucrezi într-o altă sferă, s-ar putea ca munca aceasta pe care tu o prestezi în învățământ să fie, eu știu, diminuată ca consistență, pentru că trebuie să te concentrezi și pe o altă prestație, încât lucrurile nu duc nicăieri dacă nu luăm o decizie politică să ținem cont că din declarațiile politice învățământul este o ramură prioritară, sănătatea la fel este un domeniu de care toți avem nevoie și atunci dacă nu investim în educație și în sănătate, lucrurile devin complicate. Asta este situația. Domnul acesta care este numit acum ministru pe o perioadă scurtă, nu cred că poate să facă ceva, pentru că așa cum am văzut acum din declarațiile doamnei fost ministru Costea, pe care am și felicitat-o public pentru decizia pe care a luat-o, pentru că practic ea a fost încorsetată de următoarea chestiune. Domne,
facem legea salarizării unitare, dar vezi cum o faci, că bugetul este foarte mic. Deci, cu alte cuvinte, această femeie nu avea ce să facă. Erau vreo 10 variante în lucru, ce puțin eu vreau să vă spun din discuțiile pe care le-au avut președinții de confederații, pentru că oricum nu participă oricine la discuțiile respective. Erau 3 variante sau 4 în ultima fază, și anume era varianta doamnei de la PSD, care dăduse aproape legea, doamna Plumb. Ea se baza pe niște creșteri salariale care de fapt trebuiau făcute în 3 ani de zile și consistența la buget era de vreo aproape 100 de miliarde, iar în plată sunt 50 de miliarde. Deci, cu alte cuvinte, salariile, pe fondul de salarii ar fi trebuit să se dubleze, ținând cont că creștea consistent și salariul minim pe economie. Bun. După care această variantă a fost abandonată, dar cert este că ea avea asigurat pentru anul 2016 o creștere salarială pe creșterea economică pe care toată lumea a recunoscut-o că este 3,8. Acum depinde cum gestionezi această creștere economică, în ce bine, vrei. Și la momentul respectiv au fost multe discuții, s-o faci. Dacă da. Este mult prea fantasmagorică sau nu, sunt, proiectul, sunt recunoscute, creșterea economică este recunoscută de organismele internaționale, că nu o fi 3,8, vorbim de respectiva grilă de salarizare, grila cum s-ar fi de pus salarizare. În practică și noi așa aveam mai o creștere în învățământ de vreo 70%, care ea trebuia să fie realizată în 3 ani de zile. Eu cred că nu este mult din moment ce salariile în învățământ oricum erau mici. După aceea s-a mers pe o altă variantă care să nu fie așa de consistentă, și anume de vreo 90 de miliarde plată. S-a abandonat și această variantă și până la urmă au căzut de acord pe o variantă de 55 de miliarde plata salariilor, și aceasta n-a fost bună pentru că domnul Cioloș a transmis că nu poate acorda decât 1,5 miliarde în plus față de ce este în plată și ce sunt obligații în 2016 pe bugetul aprobat de Parlamentul României. Stupoare, după toate aceste evenimente cu N variante, până la urmă doamna spune că sunt 10 variante, doamna Costea, a apărut acea ordonanță de urgență care era ucigătoare, până când am văzut-o, pentru că n-am știut-o nici președinții de confederații, se tot vorbea că până când vom face o lege a salarizării, vom face mici corecții în bugetar, astfel încât să nu avem domenii, în domenii diferite, aceeași muncă să fie plătită diferit. E, când am făcut pilotări pe ordonanța respectivă, am văzut că lucrurile sunt destul de grave, și anume salariile la multe categorii de la noi, de la învățământ, erau mai mici decât ce aveau dânsii în plată. Într-adevăr, era o chestiune trecută în preambulul ordonanței. Deci, practic, asta venea cu o scădere chiar pentru deci anumiți angajați din învățământ. Scăderi, dar cu mențiunea că niciun salariu nu va scădea. Bine, asta este clar, nu va scădea niciun salariu, dar problema era alta, că cineva intra într-un domeniu să lucreze, pleacă cineva, se pensionează și vine altcineva, atunci venea pe salariul din grilă, care era un salariu înfiorător de mic. La învățător era o diferență de 800 de lei, ceea ce era inadmisibil. La profesorii cu vechime, peste 30 de ani. Iar descreșteri salariale, ceea ce nu este normal în condițiile când salariile sunt cum sunt. Deci această ordonanță a apărut inopinant în intervalul, parcă în zona zilei de 4 sau 5 aprilie, după care noi am luat o decizie, și anume să protestăm. Am făcut acel protest la Târgu Mureș pentru că aveam o întâlnire stabilită în prealabil între membrii biroului și colegiul liderilor de la Spiru Harela Târgu Mureș. Atunci am decis pe Confederația, filiala de la Târgu Mureș, să ieșim toți în stradă și Sanitasul și toate segmentele bugetare care țin de CNSLR Frăția. Am fost acolo în jur de 300 de persoane. Protestul acela a durat, evident, doar o oră. Câte persoane? Cam în jur de 300 de persoane în parcul din fața prefecturii. Eu zic că a fost, eu știu, o cifră rezonabilă pentru o pichetare în condițiile în care n-a venit nimeni din țară, ci doar din Târgu Mureș, și noi am fost cei care am venit din țară, biroul operativ al Spiru Haret.
Într-adevăr, în ziua respectivă, ordonanța de urgență a fost retrasă, n-a mai fost trecută prin ședința de guvern, deci abandonată ideea, iar doamna ministru a doua zi și-a dat demisia. Acum este o altă numire pe care, așa cum o cunoaștem cu toții, este Dragoș Puslaru. S-a ales varianta Dragoș Puslaru pentru că a participat la aceste negocieri, pentru că vreau să vă spun că totuși Ministerul Muncii a lansat un memorandum cu niște termene și până pe 10 martie trebuia finalizat proiectul legii salarizării, care el ar fi trebuit să intre în vigoare în 2017, iar dânsul, participând la toate aceste discuții, s-a mers pe ideea că are oarece experiență, dar părerea mea este că nu poate să facă absolut nimic, este o chestiune de decizie politică, restul ne jucăm cu creionul pe hârtie, facem tot felul de variante. De care... decizie politică, așadar, oricine ar veni în acest guvern care este de tehnocrați nu a reușit să facă mare lucru. Deci, categoric, așa este. Practic, guvernul acesta este un sac de box în care poți să dai în el fără consecințe, pentru că dacă avem un guvern politic, guvernul politic plătește la alegeri. Și convine de minune, cred, această variantă care a fost pusă după tragedia de la colectiv politicienilor noștri. Ne-a convenit politicienilor noștri, au făcut un pas înapoi, iar acum avem modelul Piedone, un personaj de tristă amintire care după evenimentele de la colectiv și-a pus țărâna în cap atunci imediat, în primele zile, a regretat mult că nu și-a dat demisia din prima zi și acum are tupeul să candideze în continuare pentru funcția de primar la sectorul, mi se pare, 4. Asta este politica în România. Cunosc și eu oameni care au luat decizii în 2010, decizii drastice pentru populație. Mă refer aici la populația care nu o ducea bine, aveau salarii destul de mici, să le tai cu 25%. Am auzit după aceea pe denunțuri ce se făceau cu acei bani, cum circulau prin sacoșe, cum se retrocedau tot felul de terenuri, sume consistente de... ne-a uimit și pe noi, pe toată lumea. Iar acum candidează, participă în alegeri ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic, dar asta este vina electoratului. Dacă electoratul acceptă situații de genul acesta, este problema lor. Până la urmă, instanța nu are ce să comenteze despre cazul Piedone, este la latitudinea electoratului să aleagă în continuare astfel de personaje. Deci, de contul politic trebuie să existe și, până la urmă, un guvern politic este cel care poate să aibă o stabilitate și să facă niște lucruri care să aibă consistență. În rest, nu văd aici ce situație delicată, toată lumea este fie la guvernare, mai nimeni în opoziție, niște situații anacronice care se petrec în această perioadă în România. Domn profesor, în contextul în care mi s-a tot spus că România este o țară săracă și că nu poate suporta creșteri foarte mari ale salariilor în sectorul bugetar, dar totuși noi vedem în ultimul an DNA-ul care vine și anchetează cu prejudicii care, pe care deci le-au adus. Deci bani există. Exact, de sume colosale. Stăm și ne gândim ce se întâmplă. Până la urmă este o chestie care ține de factorul economic, de situația economică a țării noastre sau ține de alte lucruri? Deci, practic, economic, lucrurile au început să se miște. Ceea ce nu se mișcă este o chestiune pe care o constatăm cu toții. Nu vin proiecte, nu vin fonduri europene, motiv pentru care zilele acestea urmează o altă remaniere în guvern. Este vorba de doamna ministru care răspunde de finanțarea aceasta europeană, deci nu avem proiecte, nu investim în infrastructură. Sau dacă avem, nu suntem în stare să respectăm termenele nu și respectăm să, termenele să și putem plătim să absolvim banii și, exact, și penalități. Deci asta este o problemă. Până la urmă, așa cum ați constatat și constatăm cu toții, bani există pentru că se semnalează tot felul de furăciuni. Vedem cauțiuni care sunt în zona lui 13 milioane de euro, dar n-am prea auzit nimic de recuperările care s-ar putea face. Apropo de decizia politică, este foarte simplu. Deci eu la bugetari le acord doar 7% din PIB, iar achiziții fac de 11-12% din PIB, ceea ce nu este normal. Am auzit că la Cotroceni s-au făcut niște amenajeri în care au costat, nu știu, poate 1-2 milioane de euro, ceea ce nu se cade, adică cred că Băsescu n-a stat într-o ruină înainte, astfel încât să investim acum 2 milioane pentru nou președinte.
După aceea nu înțeleg de ce un parlamentar când vine în Parlamentul României trebuie să-i pun mașină la dispoziție, adică presupun că el nu are nici măcar mașină, trebuie să-i plătesc telefonul. Nu se poate să faci asemenea lucruri. Mi se cădem într-o altă capcană, că nici parlamentarii nu au salarii extraordinare. Nu să fie plătiți parlamentarii pe măsură, dar să nu vedem secvențe dintre acelea când se doarme în Parlament sau când ies de acolo, nu știu ce s-a întâmplat. Pentru că am ajuns și la situația aceea penibilă în care avem vreo 571 de parlamentari, spre deosebire de alte țări, care încă îi avem, din păcate, deși noi ca popor ne-am exprimat dorința ca numărul acestora să scadă. Bine, nici prostia aceea cu acel referendum în stare de inconștiență făcut de fostul președinte Băsescu să avem doar o cameră, este bine să fie două, pentru că mai sunt scăpări și una trebuie să fie decizională când una, când prostie, alta, neprostie, dar a fost voința poporului. A fost voința poporului și am dat un exemplu de cheltuieli care se pot face sau toată lumea știe celebrele achiziții când, eu știu, un bec în loc să coste 2 lei, costă 20 de lei. Cel mai corect exemplu l-am auzit și concret pe un post de radio în care dădea un exemplu de spital județean, mi-amintesc eu, la Suceava, în care un medic are aproximativ 28.000 de lei. O asistentă are în jur de 800 de euro salarii, un salariu, și l-au întrebat, dar de unde salariile astea? Au zis că au o finanțare și de la Consiliul Județean, dar ei sunt foarte responsabili în ceea ce fac achiziții, mâncare, măr. A dat exemplu că un măr la ei este luat cu 1,5-1,6 lei, spre deosebire de alte spitale care îl iau cu 7-8 lei și așa mai departe. Deci ia câtă că dacă administrăm bine sumele de bani pe care le avem, putem să facem niște lucruri. Aici mă refeream la acele achiziții care sunt încărcate și de aici acel procent din PIB care este mare. Consecință, dacă salariile din bugetar sunt mai mari, atunci trebuie să crească și cele din mediul privat, pentru că, știți, te arată cu degetul. Nu-ți convine, du-te la bugetar sau invers. În condițiile în care cresc și salariile din mediul privat, ne apropiem și noi undeva cât de cât de Uniunea Europeană și atunci oamenii nu mai sunt obligați să plece, să muncească în străinătate, iar parte din familiile lor nu mai au soarta pe care o anticipa sau o spusese domnul Rus, pentru care și-a pierdut și postul de ministru. Mă refer la soțiile celor care sunt plecați și la copiii lor. Să sperăm că nici nu vom mai revedea în spațiu public. Apropo de exemplu cu Piedone, că după o perioadă, iată că revin. Mai neprihăniți ca niciodată. Nu vrea să revină, că este foarte bine cum este în Cluj și desfășoară niște afaceri private care, mă rog, sunt foarte consistente pentru domnia sa și asta este problema. Bine, până una alta, iată că politicienii noștri își vadă drum și după o perioadă apar neprihăniți în spațiul public, noi îi luăm parcă mai curați, nu neapărat mai curați și pe principiu, parcă totuși e mai bun ăsta decât celălalt. Da, este adevărat, s-au întâmplat tot felul de evenimente și memoria la poporul român este de regulă scurtă, avem situații când, eu știu, au fost aleși și parlamentari și ei erau în ultima parte în detenție. Asta este. În România situațiile sunt foarte ciudate din acest punct de vedere, dar nu există, cum să vă spun eu, o conștiință a fiecărui om să se uite totuși într-o oglindă și atunci, dacă a făcut un lucru care n-a fost cugetat, să facă un pas înapoi și să rămână acolo, că este mai bine așa. Dar, nu știu, dorința aceasta de a fi mereu în față este chiar de neînțeles. Credeți că este totuși posibil să se mai facă ceva cu această lege a salarizării în sectorul bugetar anul acesta? Pentru că, așa cum spuneam, avem un guvern de tehnocrați, un guvern care nu este chiar sprijinit de factorul politic, ba mai mult, a spune că uneori este chiar sabotat, iar partidelor și politicienilor le convine de minune situația. Eu așa, stând și făcând o analiză, eu aș crede că ea ar trebui să fie făcută această lege, pentru că într-un context politic în care ne găsim, atunci PSD-ul ar putea să marșeze, că va fi o campanie în noiembrie, se spune, noi am făcut o lege a salarizării, am vrut să vă facem lucrul acesta, dar ia că s-a întâmplat momentul colectiv și
n-am mai putut să vădăm această lege. Bun. Acum PNL-ul, care, vă dați seama, neavând argumentul ăsta, neparticipând la legea respectivă, fiind varianta PSD-ului, ar fi interesat ca, eu știu, este guvernul meu, cum afirmă domnul președinte Iohannis, să facă ceva la această lege, astfel încât în campania din noiembrie i-ar lua un atribut PSD-ului. Așa gândesc eu. Deci ar trebui făcut ceva. Dar ca să mimăm să facem ceva, fără o decizie politică, astfel încât aceste salarii să le creștem, că atunci nu văd de ce facem. Eu am mai spus-o odată, aș face această lege a salarizării, m-aș lua după aceea din 2010, pentru că am plătit niște experți străini să ne ajute să o facem, deși învățământul a ieșit prost în ceea ce privesc cu eficiența aceea de ierarhizare, și atunci plec de la salariul minim, care este acum 1050, va fi 1250, și se mulțește acel coeficient, care la vremea respectivă era gândit să se mulțească cu 600, care era salariul minim, nu pot să-l înmulțesc cu 1250, îl înmulțesc cu 0,90 din 1250, am creștere economică, îl înmulțesc cu 0,96, 97 și așa mai departe. Asta aș face și aș avea grijă ca studiile superioare să plece de undeva prin coeficientul ăsta, să nu se suprapună studiile superioare la intrarea în sistem cu salariul minim pe economie pe care îl are cineva. Și în afară de asta vă spun ceva, salariul acesta este minim brut, deci în condițiile în care el are 1250, va avea 1250, el în mână va lua 900 de lei. Nu știu dacă ne imaginăm că un om poate să stea cu 900 de lei. Trebuie să ducă pe la țară, să aibă o resursă, mai cheltuie și el bani pe drum și așa mai departe. E păcat că decidenții politici nu se facă, nu înțeleg aceste probleme existențiale ale multor familii. Mai ales că avem situații delicate. Au copii, copiii trebuie dați la școală. Sunt anumite costuri pentru copii. Școala se spune că este gratuită, dar mai știți că mai costă niște bani. Este un celebru caz al elevilor de clasa a treia, care n-au avut manuale, au trebuit să-și ia niște auxiliare. Același lucru a fost și în clasa a doua și în clasa a întâi. Să vedem, să sperăm că în clasa a patra să nu se repete chestiunea pe care am trăit-o cu toții în ultimii 3 ani. O generație parcă și mai tristă din punctul ăsta de vedere. Este o generație tristă, deși noi ar trebui să fim niște oameni optimiști, să fim niște oameni zâmbitori, dar grijile acestea cotidiene ne apasă și de aici imaginile pe care le vedem cu toții. Noroc că s-au mai schimbat niște lucruri în țară și orașele arată chiar mai frumos. Am trecut, eu știu, mergând spre Târgu Mureș, prin mai multe localități și am rămas impresionat, dar ce pot să vă spun este că în județele acestea din Transilvania era tot pământul lucrat, inclusiv dacă era deal, și dealul era lucrat. E, venind în zona asta a noastră, am constatat că pământurile sunt nelucrate și o imagine, cum să vă spun, jalnică este când vii dinspre Balș, ca să nu mai vorbim cazul Balș, cu că faci o jumătate de oră să traversezi celebrul oraș Balș, când vii spre aeroportul acesta din Craiova, în care s-au făcut eforturi, s-a modernizat, este o poartă pentru Europa, toate terenurile stânga-dreapta sunt nelucrate, numai bălării, buruieni, inundații, apă și așa mai departe. Este o imagine jenantă pentru intrarea unui în oraș. Dar terenurile respective au proprietari. Proprietarii sunt cei care gestionează aceste situații. Probabil așteaptă să crească prețurile, dar imaginea este dezolantă pentru intrarea în Craiova și apropierea de aeroportul internațional Craiova. În rest, din păcate, nu degeaba suntem printre cele mai sărace regiuni ale Europei. Deci, ia câte o consecință, pentru că, într-adevăr, fiind o zonă nedezvoltată, neprea având, eu știu, agenții economici importanți aici în zonă, vreau să vă spun că astăzi am făcut o postare pe Facebook în care
Airbus deschide o școală profesională la Brașov pe modelul deja celebru care se găsește în Brașov cu școlile profesionale de acolo, în care sunt foarte căutate, concurența este enormă pe locurile de la școlile profesionale, elevii primesc bursă, au locuri de muncă după ce termină școala profesională și iată că și Airbus-ul, care are o colaborare cu fabrica de elicoptere de la Brașov, își deschide o școală profesională. Un lucru foarte, foarte bun și aș fi vrut și eu și în Craiova să avem asemenea agenți economici încât lucrurile să meargă mai bine. Vedem că sunt sincope pe undeva la Ford. Nu știu ce se va întâmpla dacă Fordul va lucra cu toate motoarele și cele 300.000 de mașini câte erau preconizate să le producă, cum le vor căra ei pe șoselele noastre să le, eu știu, ducă prin tot felul de țări din Europa ca să le vândă. E o problemă, văzând ce infrastructură penibilă avem în România. Și, din păcate, că pomeneați Fordul, a tot tras semnale de alarmă și nu vreau să mă gândesc la ce mesaj duce și către alți investitori care poate s-ar gândi unde să investească dacă ar fi să-și aleagă o regiune din țara noastră. Am citit acum paradisul care se găsește în Cluj-Napoca pentru firmele de IT. Deci sunt niște firme extraordinar de căutate și bune în Cluj, salarii foarte mari, toate colaborează, fac softuri pentru străinătate și este un lucru nemaipomenit de bun, dar este vorba de Cluj și nu de Craiova, ceea ce ne doare pe toți locatarii din această zonă. Profesor, vom lua o scurtă pauză, ne vom întoarce după aceasta, vom discuta un pic și despre ce se întâmplă cu copiii în această săptămână, sunt în săptămână altfel, o altfel de educație, în alte tipuri de instituții decât instituția clasică în care învață. Revenim după o scurtă pauză.
Dacă vă aflați în locuință și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul. Protejați-vă sub tocul ușii, sub o grindă sau lângă un perete interior de rezistență. Îndepărtați-vă de ferestre, pereții exteriori sau obiecte care pot vătăma. Închideți sursele de foc. Nu părăsiți locuința, nu fugiți pe scări, nu folosiți liftul. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. Am revenit după pauza de publicitate. Suntem în continuare alături de domnul profesor Constantin Lungulescu, președinte SIP Spiru Haret Dolj. Înainte de pauza de publicitate, domn profesor, discutam ce ar mai fi de discutat despre legea unitară de salarizare în sectorul bugetar, pentru că am tot discutat cel puțin 10 variante până la acest moment. Iată că în aceste zile se pare că se configurează o a 11-a variantă. Vom vedea dacă aceasta va fi și cea definitivă și câștigătoare, deși, așa cum vorbeam înainte de pauză, puțin probabil, având în vedere situația din acest an. Oricum, președinții celor 5 confederații la nivel național au mare neîncredere în persoana acestui ministru nominalizat de către Dacian Cioloș și validat, evident, de președintele Iohannis. Acum să vedem ce se va întâmpla. Suntem în așteptare sau poate se validează una dintre variantele deja cunoscute și discutate cu partenerii sociali? Este un ministru cu un mandat extrem de scurt. Da, de altfel, da. Tot guvernul. E dificil de făcut lucruri mari într-o perioadă scurtă. Exact, exact. Da. Domn profesor, cum spuneam, și copiii în perioada asta sunt într-o perioadă altfel, cum se spune, și vedem zumze și agitație pe străzi, cel puțin la orele dimineții. Dar am auzit și discuții legate de faptul că nu e chiar ceea ce ne-ar trebui nouă, săptămâna altfel. Ok, dacă am avea și posibilitățile să o facem. Mai ieri auzeam o discuție între două mămiși care erau supărate că trebuie să-și transporte copiii prin diverse locuri în cadrul săptămânii altfel și trebuie să-și ia zile libere de la serviciu. O grămadă de dificultăți care le creează această săptămână altfel. Da, este o realitate și practic dacă nu avem și posibilitățile respective, atunci este o pierdere de timp. Și hai să zic, dacă prin orașe lucrul acesta se mai poate face, unde ai muzee, ai instituții de cultură, filarmonică, cazul nostru, teatru și așa mai departe, teatru de păpuși, în orașe mici, în zonele rurale, este chiar o problemă. Până la urmă, ar fi util să-i aduci pe copii în mici excursii, să vină și ei din mediul rural în mediul urban. Astăzi m-am întâlnit cu niște copii care erau de prin Pielești, prin Craiova, să participe la tot felul de activități pe aici. Deci sunt două variante și anume una, dacă n-ai posibilitate, mai bine nu faci lucrul acesta. Acum am văzut că domnul ministru s-a dus și el în vizită la acel centru multifuncțional pentru fizică, astronomie din București, în care te programezi și într-adevăr cei care se găseau în săptămâna aceasta și aveau planificările respective au venit să facă activități în centrul respectiv. I-a plăcut și domniei sale și a spus că chiar le place elevilor să vină, să aibă o astfel de săptămână și de ce nu și ideea dacă să nu o facem și în semestrul întâi săptămâna respectivă, dar așa cum știm și mandatul domniei sale este scurt, nu știu ce ar putea să facă, eventual niște idei care să fie fructificate de cei care vor veni ulterior la educație. Cam asta a fost discuția despre această săptămână altfel. Da, cel puțin în teorie este o perioadă care ar trebui să-i ajute pe copii să le dezvolte cumva orizontul, dar pe de altă parte, dacă stăm și ne gândim la eforturile pe care trebuie să le depună părinții, că spuneați dumneavoastră anterior că avem învățământ gratuit și obligatoriu, dar nu prea e chiar așa, cel puțin în cadrul săptămânii, altfel nu prea e nimic gratuit. Totul da, e cam și este și o problemă și pentru familie. Profesor să strângă bani, pentru că automat de ce ai strâns, de ce ai mers cu firma cu tare, cu autocar, e un interes, puteai să mergi cu alta. Discuțiile care le știm cu toții, atunci un părinte trebuie să vină el să gestioneze această situație. Este o realitate, într-adevăr,
când părinții trebuie să stea după unii copii. Chiar ieri am avut o discuție cu o doamnă cu o funcție foarte importantă și își făcuse programul la servici în funcție de băiețelul pe care trebuia să-l prime. Așa cum a stabilit doamna învățătoare, la ora cu tare ne vedem nu știu unde, după că acolo, după aceea copiii trebuiau duși în altă parte și așa mai departe. Și doamna își făcuse, deși funcția era foarte importantă, programul după băiețelul pe care îl avea. Deci e o problemă în săptămână altfel, dar acum am văzut din postări, unii sunt în excursii. E un lucru bun dacă se fac și astfel de excursii și eu mă amintesc când am fost elev. Sunt zone din țară pe care le-am văzut doar atunci, nu le-am mai revăzut după aceea, nu știu de ce, asta este o altă problemă. Și chiar nu se uită niciodată excursiile pe care le fac profesorii, diriginții cu elevii, dar din nefericire mai apare și câte un caz dintre acesta cu un eveniment și de aici foarte multă strictețe, documente enorme de completat pentru astfel de excursie, încât profesorii preferă să nu o mai facă și atunci este în detrimentul elevilor. Din păcate, așa cum spuneați, cu toții ne amintim, cel puțin noi cei din Craiova, ne amintim excursiile la Cozia, la Horezul, la Căciulata. Exact. Toată rigoarea aceasta a început să fie aplicată pe mandatul domnului Pricopie. Este evident că așa chiar trebuie să fie, după evenimentele care s-au întâmplat la Bușteni, într-o tabără, când o elevă de clasa 7-a a murit în condiții ciudate, în zăpadă, și atunci s-a făcut, eu știu, o developare a evenimentelor și s-au luat niște măsuri de siguranță, astfel încât să nu se mai întâmple evenimente nedorite cu elevii care pleacă în excursii. Din nou s-a discutat foarte mult și despre programul elevilor, că ar fi unul mult prea încărcat, că sunt prea multe discipline, că stau prea mult la școală, că au prea multe teme de făcut acasă. Chiar ministrul Cura spunea acest lucru, dumnealui venind cu altă optică, că și-ar dori ca copiii să stea mai mult la școală, unde să servească și masa, unde să-și facă și temele și apoi când merg acasă să fie mai liberi. Da, este modelul occidental, este modelul în care elevul vine la ora 8 și pleacă la ora 17 de la școală. Dar acest model ce implică? Are ore de la ora 8 până la ora 12 jumate, are o pauză de o oră de masă, după care dacă mai are o oră, are opțional care poate să-l facă diferit, ei fiind 20-25 în clasă, copiii se pot separa câte 10-12 să facă ceva, un curriculum la dispoziția școlii și elevul și alege din oferta pe care o face școala, după care își face temele, astfel încât el acasă, când pleacă la ora 17, face numai chestiuni vocaționale. Tenis, deci în principiu sport, muzică, desen, matematică, dacă este pasionat de matematică și așa mai departe. Deci cam asta ar fi modelul acesta occidental. Asta ce implică? Că școala învață într-un schimb, spațiile sunt libere după amiaza, deci nu ne forțează nimeni că trebuie să ne ia locul nouă. Lucru care nu se poate întâmpla în România, la nivel de Ministerul Educației se poate face o investigare să vedem câte situații de genul acesta avem, pentru că s-ar putea să avem situații când o școală învață în trei schimburi și alta să învețe într-un schimb. Aici avem pauze de 5 minute. Bun, acum problema cu masa. Eu zic că trebuie tot așa o decizie politică, încât ei să mănânce o masă caldă la școală, dar măcar să se demareze de început cu școlile care au această posibilitate de învață într-un schimb. Și atunci vedem care este situația. Dom'le, în primul an demarăm cu 60% din unități. În anul al doilea mai încercăm cumva, găsim niște soluții și așa mai departe, dar trebuie făcut lucrul acesta. O masă de genul acesta ar fi în zona lui 8-10 lei, ne putem folosi de cantinele care le avem la licee și care, mă rog, au 40-50 de oameni care mănâncă sau 100 și prin cateringul acesta în care își pot lua tot felul de vesele unică folosință, să meargă spre copii, să le aducă masa preparată celor din mediul rural unde n-au posibilitate să prepare. Niște condiții igienice de preparare, pentru că dacă plecăm de la premiza, cum am citit
din niște postări pe Facebook, niște replici date domnului ministru că dacă noi nu suntem în stare să asigurăm un corn și un... Un pachetel cu lapte în condiții bune încât copiii fac toxinfecții alimentare, cum e posibil să ne riscăm să îi dăm o masă caldă? Nu, se poate risca chestiunea aceasta să fie pregătită în mod corect. Ieri am postat pe Facebook modelul japonez, ce fac japonezii, cum vine copilul japonez la școală, el are o pastă de dinți, o periuță, vine cu o cană, vine cu șervețel, vine cu bețișoare, are o oră pauză cu un șervet în care își așează masa respectivă și restul primește de la școală o masă caldă care constă într-o supă de zarzavaturi, după aceea un felul 2 cu puțin pește, o salată și cam asta este, după care copiii și un pachetel de lapte, o cutiuță de lapte, după care copiii sunt educați să distrugă cutia de lapte, să o spele și după aceea să o desfacă și să o dea la deșeuri ca ea să fie reciclată. Deci, ia câtă japonezii pot și noi nu încercăm. Deci avem deja modele și ne putem lua după ei. Evident că efortul la buget nu ar fi prea mare, dar noi știm că avem o prevedere bugetară de 6% din PIB pentru educație, iar dacă noi nu investim în educație, nu o să culegem nimic. Până la urmă, bine, acești 6% micuți... din PIB, deja începem să devenim amuzanți cu acești 6% din PIB pe care îl avem trecut în lege, de câți ani, domn profesor? Păi este trecut din 2011, de când a apărut legea educației și el este prorocat... Deja de 5 ani. Da. Niciodată nu s-a aplicat, însă, niciodată legea. Și ne-am apropiat de 4 în condițiile în care am plătit hotărâri judecătorești, că dacă nu plăteam hotărâri judecătorești, nu ne apropiam absolut de 4. El a baleat 3,20-3,60, cam așa, din PIB. Deci nu ar fi o problemă, bănuiesc că pot și primăriile să mai ajute, așa cum este modelul occidental în care copiii plătesc foarte puțin, și primăria contribuie cu mult, iar copiii care au venituri mici datorită situației precare pe care o au părinții, aproape că nu plătesc nimic. Pe modelul francez vorbesc eu, dar sunt și alte modele care, într-adevăr, statul asigură masa aceasta gratuită. Bine, și unde mai punem că ar fi mult mai sănătoși acei copii care n-ar mai mânca ce nimeresc prin mână, chipsuri și alte lucruri. Exact, pentru că... S-ar face economii și din alte părți. Da, dar este o pierdere pentru cei care produc chipsuri, nu? am glumit, dar este o realitate. Deci așa ar fi corect și civilizat să se întâmple și atunci n-ar fi o problemă că acești copii ar sta mai mult în școală. Dar în condițiile în care eu îl țin în școală 6 ore, 7 ore pe zi, atunci este o problemă, astăzi. Nu există pauze, pauzele sunt de 10 minute, chiar este mult. Acum mai este o problemă și de inconștiență pe undeva. A mări numărul de ore la clasă înseamnă că eu am niște norme în plus. Deci eu va trebui să sporez bugetul la fondul de salarii pentru că trebuie să mai angajez niște oameni. Dacă eu mai lipesc la fiecare clasă a 5-a, 2 ore, 3 ore, la 7-a, 3 ore, la 8-a, iarăși 3-4 ore, deci orele astea trebuie să le facă cineva și ele trebuie să fie plătite. Și efortul bugetar, evident că trebuie să fie mai mare. Ca să nu vorbesc de faptul că avem niște costuri standard care nu pornesc de la o realitate, pornesc de la un lucru făcut de foarte mult timp și nu facem altceva decât să facem mici corecții, să încercăm să acoperim creșterile salariale care s-au făcut de-a lungul anilor, pentru că am avut tot felul de creșteri, 5%, 10%, acum am avut 10 plus 15 și trebuiau să fie sporite costurile astfel încât să putem asigura salariile. Consecința este că nici măcar salariile nu le putem plăti, le putem plăti până în octombrie, iar după aceea rectificarea bugetară este cea care rezolvă situația, pentru că altfel n-am putea să plătim salariile noiembrie și decembrie. Costurile pentru cheltuielile materiale în școală nu sunt acoperite, trebuie să vină de la finanțarea complementară comunitatea locală, comunitățile locale și să poată să plătească școlile utilitățile și evident este în atributul lor să deconteze cheltuielile de transport pentru profesorii care fac naveta.
care, mă rog, în unele locuri mai sunt probleme? Avem sincope, mai sunt probleme, dar nu multe ca în alte județe. La noi în județ situațiile sunt bune din acest punct de vedere. În sfârșit, asta este un lucru îmbucurător, pentru că mi-amintesc pe perioada anilor că au tot fost o grămadă de discuții cu primarii, cu consilierii de la anumite localități care nu decontau la timp banii care trebuiau pentru naveta profesorilor. Este un adevăr. Avem celebru caz Lipov, care nu știu acum dacă le decontează, cel puțin avem hotărâri judecătorești, nici hotărârile judecătorești nu erau puse în plată, trebuia să venim cu executorii judecătorești. A face o executare pe o sentință înseamnă că mai cresc costurile respective cu 50%, dar ăsta este domnul primar de acolo, așa înțelege el legea. Când legea este foarte clară, cheltuielile de navetă, domniile lor trebuie să le deconteze. De fapt, nu ei primarii, ci comunitățile locale, Consiliul Local, din localitatea respectivă. Noroc, avem alegeri în iunie. Avem alegeri în iunie, trăim în Craiova, avem o paletă destul de largă de candidați la postul de primar, deci nu ne putem plânge, le dorim succes, să vină să ne încânte cu ofertele pe care domniile lor cred că le pot face și noi suntem cei care avem forța cu ștampila din ziua respectivă să punem pe candidatul pe care îl dorim și pe care îl credem în ceea ce promite. Într-adevăr, pomeneați anterior de instanță, de hotărâri judecătorești, mai sunt la momentul actual, mai aveți procese pe rol pentru drepturile Da, avem procese pe rol. Am aflat ieri și am fost consternat de faptul că nu se aplică legea 71 în ceea ce privește sporul de doctorat. Eu credeam că toate unitățile școlare plătesc sporul de doctorat. Instanța ne-a dat câștig de cauză pe legea 71 pe speța aceasta. Aștept și pe condiții vătămătoare. Procesele sunt pe rol la Tribunalul Dolj. Am câștigat în instanță sporul de doctorat și pentru cei care l-au luat după 2009, în 2010, 11, 12 și am câștigat și mi l-a dat în plată din 2012 până în aprilie 2015, când a apărut legea 71. Avem o problemă cu dobânzile care nu s-au plătit absolut deloc până acum și dacă tot suntem și telespectatorii ne urmăresc, îi rog pe liderii de sindicat din toate unitățile, eu o să le spun și joi la ședință, cei care au hotărâri vechi din 2013 să facă o solicitare la unitatea școlară de punerea în plată a lor ca să nu ne trezim cu situația că se vor prescrie pentru că sunt vechi, 2012, 13, 14 și ele nu au fost plătite. Dacă vor să acceseze un programel care să le calculeze, să mă contacteze pe mine și îi pun în posesia relațiilor respective. După aceea le reamintesc dintr-un răspuns pe care ne l-a dat un ministru secretar de stat de la finanțe, nu Dragoș Puslaru, este vorba de o doamnă, în care ne spune că ele nu sunt drepturi salariale, așa le consideră ei și atunci nu vin pe fondul de salarii, ci la cheltuieli materiale, la titlul 59.17, deci trebuie prima dată să le calculeze, după aceea să-și alimenteze la rectificarea bugetară contul acesta, titlul 59.17 și după aceea să le poată pune în plată. Cert este că Ministerul Educației a făcut o solicitare și anume cei care au hotărâri în 2015 să vadă o statistică, ele trebuie să fie plătite într-un an de la emiterea deciziei respective, 5%, că ele se plătesc în scară. Un lucru îmbucurător este, pe care îl cunosc acum toți profesorii, cei care n-au avut hotărâri judecătorești pe legea 221-330, aici este și Carmen Iohannis în această situație, s-a votat legea pe Camera Deputaților, era cameră decizională, ea trebuie să fie promulgată de președinte, publicată în Monitorul Oficial, nu s-au întâmplat evenimentele acestea, iar după ce se publică în Monitorul Oficial și intră în vigoare, în termen de 30 de zile, ea trebuie să fie pusă, să apară normele de aplicare. După ce apar normele de aplicare, se va plăti în 2017 prima tranșe 5%, 10%, 25%, 25% și 35% în al cincelea an,
dar ineditul situației este că cei care se vor pensiona în 2017 vor primi toată suma respectivă, cei care se vor pensiona, de exemplu, în 2018 vor primi în două tranșe suma pe care trebuie să o primească, astfel încât în momentul când pleacă la pensie să aibă primit în totalitate debitul pe care l-avea. Ăsta este un lucru bun, pentru că aveam membrii de sindicat în situația aceasta, care au fost în mai multe școli, aveau o hotărâre pe o școală și, din nefericire, cealaltă școală nu avea nicio obligație să-i dea dreptul respectiv, pentru că el acolo a realizat venituri. Domn profesor, vă mulțumesc că ne-ați fost alături și astăzi. E multă baftă și nu învățăm, vine o perioadă plină. Începeți pregătirile pentru examenele naționale în curând. Exact. Examene, după aceea și examenul de titularizare în sistem și de aici bacul de toamnă. Deci este o perioadă efervescentă, să zicem, în învățământ. Vă mulțumesc încă o dată. Toate cele bune vă doresc și dumneavoastră. La revedere!